Salutare, națiune jucătoare, și bine v-am găsit la un nou episod din Națiunea pe masă. Astăzi vorbim despre Bunul Regale, un joc de la 2 până la 4 jucători care ține undeva în jurul la 30 de minute. Vine un moment în viața fiecăruia când ne săturăm de condiția noastră socială și parcă vrem ceva mai mult. Și asta e și ideea în Bunul Regale. Tu ești un cărbunar care își dorește ceva mai mult, are vise de a deveni antreprenor și vrea să aibă o adevărată industrie la cheremul său. Și veți face lucrul ăsta printr-o mecanică de hand management combinat cu puțin de push your luck. Dar haideți să vedem cum se joacă. Pentru setup, fiecare jucător va primi o cărbunărie, un muncitor, o mână de 5 cărți și de asemenea 7 cărbuni pe cărbunăria lui. Fiecare cărbune valorează un ban, deci efectiv 7 bani la începutul jocului. De asemenea, se vor așeza câțiva asistenți în funcție de numărul de jucători. Într-un joc de 2, precum e setup-ul la mine, vor fi 4, într-un joc de 3 vor fi 6, iar într-un joc de 4 jucători vor fi 8 asistenți. O rundă de joc în Bunul Regale are 4 faze. În prima fază de joc, fiecare jucător, începând cu primul jucător, își poate arunca întreaga mână de cărți și trage atâtea cărți în schimb. De exemplu, dacă mie nu-mi plac cele 5 cu care încep, le pot arunca și pot trage 5 cărți noi. După care, indiferent dacă ne-am aruncat mâna de cărți sau nu, vom trage încă 2 cărți din tancul comun și le vom adăuga la mâna noastră de joc. În a doua fază a rundei, vom deschide piața. Și facem asta prin a trage cărți din tancul din mijloc până găsim 2 simboluri cu soare, ca în cazul acesta. Acum prima parte a pieței s-a închis, iar noi avem 2 lână și un grâu ca și resurse comune care pot fi folosite de ambii jucători. Tot în această fază ne vom gândi ce clădiri vrem să activăm din cele construite în fața noastră. La început avem doar cărbunăria. Și de asemenea ne vom uita în mâna noastră de cărți și vom alege una pe care să o construim. Acest lucru este făcut de către toți jucătorii simultan. Pentru a activa o clădire, trebuie să trimitem muncitorul să lucreze la aceasta. În schimb, muncitorul nostru poate lucra în 2 moduri, cu producție normală sau cu producție cu o resursă în minus. Dacă ne uităm puțin la cărbunăria jucătorului din stânga, vom vedea că aceasta are nevoie de 2 luți și un lemn pentru a produce cărbune. Pentru aceasta ne putem folosi de resursele din piața comună, de resursele din mâna noastră, sau o combinație între cele două. De asemenea, trebuie să avem în vedere că în faza a treia jocului, următoarea fază, vor mai intra niște cărți pe piața comună și poate intră resurse de care avem nevoie. Dar cum nu avem vizibilitate asupra lor, aici intră elementul de push your luck. Dacă ne decidem să activăm clădirea cu producție normală, asta înseamnă că în faza a patra jocului eu voi avea nevoie de 2 lut și un lemn pentru a produce 2 cărbuni. Dacă mergem pe varianta cu o resursă în minus, voi avea nevoie de un lut și un lemn sau de 2 lut pentru a produce un cărbune. Acum, simultan, fiecare jucător se decide ce clădire activează și în ce mod. Jucătorul din stânga se uită pe piață și vede că el nu are nicio resursă din cele de care are nevoie. În schimb, dacă se uită în mână, vede că are un lemn și o argilă. Deci, teoretic, el ar putea să meargă la sigur pe varianta de minus o resursă. În schimb, el se simte norocos și spune merge la producție întreagă pentru că spune că sigur mai apare o argilă pe piață. Jucătorul din dreapta, în schimb, are nevoie de 2 grâu și un lemn pentru a produce. Deja pe piață vede un grâu, iar uitându-se în mâna lui, vede că mai are un lemn și un grâu, ceea ce înseamnă că el deja merge la sigur cu producția întreagă. În momentul în care fiecare jucător s-a decis ce activează și în ce mod și de asemenea clădirea pe care vrea să o construiască pentru tura următoare, trecem la faza a treia jocului. Faza a treia jocului este finalizarea pieței, iar la fel ca la începutul fazei a doua, vom trage cărți din tancul din mijloc până găsim 2 cărți cu simbol de soare. Acum s-a încheiat piața, cele 4 cărți noi trase le vom adăuga lângă cele 3 existente, iar acestea sunt resursele pe care le avem disponibile în runda curentă. În faza a patra, fiecare jucător, în ordine, pe tura lui va încerca să producă la clădirile activate, să-și construiască clădirea pusă deoparte sau să angajeze unul din asistenții prezenți pe piață. Dacă ne uităm la jucătorul din stânga, o să observăm că el a mers pe producție normală, ceea ce înseamnă că avem nevoie de numărul întreg de resurse, respectiv 2 lut și 1 lemn, ca să producem cărbune, dar vom produce 2 bunuri. Și dacă ne uităm pe piață, vedem că spre bucuria lui, în faza a treia au venit fix resursele de care avea nevoie, așa că clădirea se activează și el produce 2 cărbuni. Vom lua primele 2 cărți din tancul din mijloc, le punem peste cărbunăria lui, care acum are 9 cărbuni și cum fiecare cărbune valorează un bănuț, practic are 9 bani.
Să vorbim puțin despre simbolul din dreapta de pe cărți. Acesta este lanțul de producție. Dacă într-o tură o clădire a produs bunuri, noi ne putem folosi de lanțul ei de producție pentru a produce bunuri extra, prin a decarta din mână resurse care corespund cu resursele din cadrul lanțului. Deci, în exemplul nostru, jucătorul din stânga a activat cărbunăria și a produs cu ea. Și acum se poate uita în mâna lui după lemne și decarta lemne pentru a produce cărbuni în plus. Așa că jucătorul se va uita la mâna lui de cărți, va observa că în mâna lui mai are încă două lemne, se va gândi dacă vrea să construiască vreuna din clădiri într-o tură ulterioară, se hotărăște că nu, că are alte clădiri pe care le vrea să le construiască, așa că va decarta cele două cărți direct pe cărbunărie, iar acum are încă 2 cărbuni în plus pentru un total de 11 cărbuni. Trebuie menționat faptul că unele lanțuri de producție sunt mai complexe, ca în cazul turnătoriei. Întotdeauna când vedeți așa două simboluri, înseamnă că este nevoie de o pereche din cele două pentru a activa lanțul respectiv de producție. În cazul acesta, ne trebuie pietre pe care le decartăm din mână, combinate cu cărbuni. Când vedeți o rotiță, înseamnă că sunt bunuri de pe alte clădiri. Deci dacă turnătoria mea ar fi produs în tura aceasta, eu ar trebui să dau o piatră și un cărbune ca să fac un total de 2 bare de oțel. Da? Deci m-aș fi uitat în mâna mea, aș fi văzut că am o piatră pe care aș fi combinat-o cu un cărbune pentru un total de 2 resurse noi. Acum că și-a terminat producția, este timpul ca jucătorul din stânga să construiască, așa că își va da cartea pe față, vedem că a ales construiască o moară care costă 4 bănuți, ne va da 2 puncte de victorie la finalul jocului și asemenea ne va lăsa să producem făină pe viitor, care este un bun mai scump decât cărbunele. Pentru a plăti pentru clădire, va trebui să decarteze bunuri în valoare de 4 sau mai mult, așa că va lua 4 cărbuni, fiecare valorând un bănuț, deci pentru un total de 4, îi va decarta și acum clădirea asta a construit-o în panoul lui de clădiri. Dacă, să spunem, nu ar fi avut destui bani încât să construiască clădirea asta, atunci ar fi luat cartea înapoi în mână și nu construiește nimic turul ăsta. În loc să construiască o clădire, jucătorul din stânga ar putea alege să angajeze unul din asistenții disponibili, cu condiția că îndeplinește cerința. Respectiv, ăsta spune că trebuie să ai 4 clădiri verzi construite în tabloul tău, cel de aici 2 gri, 2 galbene și tot așa. Să spunem că situația era de felul următor și jucătorul din stânga avea deja 2 clădiri galbene construite, deci putea să angajeze asistentul acesta. Plătea 4 bănuți și primea 2 puncte la finalul jocului. Deci vom lua 4 bănuți de pe cărbunărie, îi punem în discard, iar asistentul acesta îl luăm și îl punem pe una din clădirile noastre. Și practic ce înseamnă este că avem un muncitor în plus. În faza a doua, când ne decidem ce clădire activăm, putem să activăm o clădire în plus. Adică, de exemplu, vom putea activa cărbunăria și moara. Trebuie să știți faptul că nu poate să fie niciodată 2 muncitori sau 2 asistenți pe aceeași clădire. O clădire suportă maxim un asistent sau un muncitor. Asistentul este un muncitor simplu, cu producție simplă de un bun și cere toate resursele. Și de asemenea, el nu se mută. În faza a doua, când vă decideți unde vă puneți muncitorul, da, ce clădire activăm, atunci dacă vreți puteți să dați 2 bănuți și să mutați asistentul pe altă clădire. Altfel, el rămâne unde l-ați pus voi inițial. Dacă ne uităm puțin la jucătorul din dreapta, o să vedem că el a ales să meargă pe producție normală și are nevoie de 2 fâni și 1 lemn. Dar pe piață vedem un singur lemn și un fân, ceea ce ar însemna că el n-ar produce. În schimb, jucătorul din dreapta se va uita în mâna lui de cărți, va vedea că are 2 cărți cu fân, va alege să decarteze una și acum are cerința necesară. Pentru că am spus că dacă pe piață nu sunt bunurile de care aveți nevoie, puteți să suplimentați bunuri și din mâna voastră. Deci el va produce 2 bunuri, va lua 2 produse de aici și le va pune peste cărbunărie și acum și lanțul lui de producție se activează, deci dacă ar vrea ar putea să dea lemn ca să facă producție în plus. Dar nu are lemn, deci va încerca direct să-și construiască și el clădirea aleasă. Când toți jucătorii și-au terminat tura, următorul jucător în ordinea celor de ceasornic va deveni primul jucător și continuă jocul. Dacă un jucător a ajuns la 8 clădiri, a construit 8-a clădire inclusiv cărbunăria, atunci se va termina runda curentă de joc, vom avea o rundă specială pe care o voi explica imediat, iar pe urmă se va termina jocul. Runda finală decurge ca o rundă normală, adică vom avea cele 4 faze despre care am vorbit până acum, cu excepția că în faza 4, cea de producție,
toate lanțurile de producție se vor activa. În prealabil am spus că un lanț de producție se poate activa dacă clădirea a produs un bun în tura curentă. În runda finală, indiferent dacă clădirea a produs sau nu, toate lanțurile de producție se activează. Asta îmi dă mie ocazia să mă folosesc de motorul economic pe care l-am creat. De exemplu, mă pot uita în mână și pot vedea că mai am niște lână și pot lua lână asta și o pot decarta ca să mai fac niște haine, pentru că hainele sunt bunuri de 3 bănuți. Sau aș putea să-mi iau bovinele de la ferma mea de bovine, să le duc la măcelărie să fac carne. Și tot așa, practic este o ultimă ocazie să faceți puncte. După ce s-a terminat runda finală, se vor calcula punctele de victorie în felul următor. Puncte de victorie de pe clădiri, din colțul din dreapta sus, puncte de victorie de pe asistenți și de asemenea fiecare 5 bani valorează un punct de victorie, adică toate bunurile le veți transforma în bani în funcție de valoarea produsului de pe fiecare clădire, de exemplu fiecare bucată de carne 7 bani, fiecare făină 2 bani și totalul veți împărți la 5. Cel cu cele mai multe puncte de victorie este declarat câștigător și cel mai bun gospodar. A venit și momentul pentru părerea personală și trebuie să spun, îmi plac jocurile care folosesc un bun în mai multe feluri și vorbim aici despre cărți. Ele pot fi resurse, pot fi clădiri sau pot fi bunuri, care de altfel sunt și banii din joc. Și asta o să vă dea de gândit, pentru că o să stați să vă uitați la mâna voastră de cărți și o să vă gândiți, ok, vreau să dau cartea asta ca o resursă, să-mi activez poate un lanț de producție, să fac niște bani în plus pentru tura următoare, sau vreau să o țin, să o construiesc, pentru că este o clădire care mi-ajută motorul meu economic. Mă uit în tabloul meu și văd, ok, am o fermă de bovine cu vaci pe ele. Și dacă mă uit în mâna mea, văd că am o măcelărie. Măcelăria aș putea să o dau ca o resursă de lână să-mi activez un alt lanț de producție, dar poate mai degrabă vreau să o țin, să o construiesc, pentru că într-o tură ulterioară pot să o activez și să-mi transform vacile în carne, care sunt bunuri mult mai scumpe. Sau o să mă uit în mâna mea și să văd, ok, ce clădiri au sinergii între ele, pe care aș vrea să le construiesc ca să funcționeze una cu cealaltă. Poate am o moară și o fabrică de pâine și pe alea două nu vreau să le arunc ca resurse, pentru că vreau să le construiesc să aibă sinergia aia între ele. Și dacă tot am vorbit despre lanțuri de producție, trebuie să spun că îmi place foarte mult cum funcționează lanțurile de producție și anume faptul că dacă ai dat resursele la început, ai dat startul fabricii, e mult mai ușor să produci după, ai producție pe bandă, da? Ok, am dat 2 fân și un lemn ca să produc un cărbune, dar pe urmă pot să dau lemne ca să produc mai mulți cărbuni, că deja am dat drumul fabricii și totul funcționează cum trebuie. Și lanțul de producție chiar mi se pare tematic. Adică dacă stați să vă gândiți exact cum am spus, măcelăria are nevoie de carne, de vaci ca să producă carne. Fabrica de pâine are nevoie de făină și de cărbuni. Făină pentru pâine, cărbunii pentru cuptor. Tăbăcăria are nevoie de vaci ca să producă piele, iar pantoferia are nevoie de piei ca să producă pantofi, tot așa. Partea de producție, cea din stânga, care cere resurse, nu este foarte tematică, stăteam și mă gândeam de ce am nevoie de lut și de lemn ca să produc carne, dar partea de lanț de producție chiar mi se pare oarecum tematic. Și dacă tot am vorbit despre asta, vreau să menționez puțin și elementul de push or lag din joc, și anume că în faza a doua trebuie să faci anumite decizii, adică ce clădire activezi în funcție de prima parte a pieței, dar nu știi ce va urma în faza a treia, în a doua parte a pieței, ce resurse vor veni. Și atunci trebuie să te gândești, vrei să te risci sau să mergi la sigur. Dar lucrul ăsta poate fi mitigat, nu uitați că odată aveți de ales ce clădire activați. Deci eu pot să mă uit pe piață și văd că pe piață, de exemplu, este un lemn și un grâu. Mă uit și văd că eu am o clădire care îmi cere 2 grâu și un lemn, deci teoretic mai îmi trebuie o singură resursă. Deci e mai mare șansa să pot să activez clădirea aia dacă vreau să merg la producție normală. Dacă merg la producție cu resursă în minus, deja pot să o activez. Deci mai avem și varianta asta de a merge pe producție cu o resursă în minus. Iar în ultimul rând, nu uitați, aveți opțiunea de a da resurse din mâini, da? Deci, de exemplu, dacă eu am o clădire care îmi cere 2 lut și 2 lemne, iar eu mă uit pe piață în momentul de față există doar 2 lemne pe piață, deci nu am lut deloc. Pot să mă gândesc, ok, mă uit în mâna mea, văd că eu am 2 lut și atunci pot să zic, ok, vreau să activez clădirea asta, o duc la producție normală și poate am norocul ca în faza a treia să vină lut, dar că nu am norocul să vină lut, pot să dau cărțile din mână. Desigur, aș prefera să vină de pe piață ca să nu pierd niște cărți care le pot folosi să activez lanțul de producție sau poate sunt clădiri pe care vreau să le construiesc. Dar am și opțiunea asta. Și îmi place elementul ăsta puțin de te gândești așa, oh, vreau să merg să activez clădirea aia care îmi dă bunuri mult mai valoroase, dar mă risc că poate nu vine resursa aia. Sau mai bine mă duc și activez clădirea asta care îmi dă bun mai puțin valoroase, dar știu că pot să produc ceva pe ea. De asemenea, mă risc să încerc să produc 2 bunuri și să fac eventual, nu știu, 6 bani să spunem. Sau mai bine merg la producție cu o resursă în minus, merg la sigur, produc un singur bun, adică doar 3 bani, dar măcar am o siguranță că produc. Iar asta ține de voi, practic. Câteodată se merită să risci, câteodată poate nu. Ideea e că
nu ar trebui să pierdeți prea multe ture. Dacă pierdeți o tură în care nu faceți nimic, nu produceți, nu este capăt de lume, dar nu e bine să pierdeți prea multe ture de genul ăsta. Da, dar aveți destule lucruri care puteți să lucrați astfel încât să vă folosiți de elementul ăsta de push your luck în avantajul vostru. În ultimul rând, vreau să menționez diferența dintre regulile actuale, adică varianta a doua a jocului, cea despre care vorbesc eu, și regulile anterioare a lui Bunuri Regale, sau Royal Goods, cum era el cunoscut în engleză. Și anume faptul că au introdus varianta cu scăpatul de cărți în faza 1, că poți să-ți arunci toată mâna și să tragi cărțile la loc, ceea ce este foarte bine, pentru că dacă îți vine o mână de cărți care nu se pupă cu ceea ce vrei tu să faci, cu ce motor economic vrei să-ți faci tu, sau cu resursele care ai tu nevoie, atunci era puțin cam greu înainte, pentru că erai blocat în niște cărți pe care nu puteai să le folosești. Acum nu-ți plac, ok, le arunci și există o șansă mai mare să vină altele de care chiar ai nevoie. În a doua fază, cea mai importantă schimbare și cea mai bună din punctul meu de vedere este ultima rundă a jocului. Ultima rundă în care acum se activează toate lanțurile de producție și poți să-ți vezi tot motorul economic cum funcționează. Poți să-i transform vacile în carne sau să le duci la tăbăcărie să faci piele și pielea aia pe urmă să o duci la pantoferie să faci pantofi. Poți să faci sticlă și sticla să o duci la geamgerie să faci geamuri. Poți să-ți duci făina la fabrica de pâine, să faci pâine și tot așa. Și vezi, practic, ai așa o satisfacție că ți-ai construit tabloul ăsta economic și în runda finală, când se activează toate lanțurile de producție, ai o satisfacție să vezi ce combinații poți să faci și îți dă ocazia să faci mult mai multe puncte. În faza anterioară a jocului, era foarte ușor să mergi pe clădiri mici, care valorează puțin și să câștigi jocul în felul ăla. Câteva chestii pe care aș vrea să le fi văzut schimbate în joc ar fi, în primul rând, exact ceea ce ziceam adinaori, mi-ar plăcea să există o diferențiere mai mare între clădirile mari și clădirile mici. O clădire mică, care te costă undeva pe la 4 bani, poate să-ți dea între 2 și 3 puncte, mă rog, între 4 și 6 bani sunt alea de 2 sau 3 puncte. Pe când o clădire care te costă 17 bani îți dă 4 puncte doar și e o diferență destul de mică între ele, dacă stai să te gândești că ăia 17 bani la finalul jocului sunt 3 puncte de victorie esențial. Da? Fiecare 5 bani valorează 1 punct. Deci tu dai 3 puncte de victorie și câștigi 4, deci efectiv câștigi 1 punct de victorie. Și da, te gândești, ok, sunt bunuri mai scumpe care ulterior poți să faci ceva cu ele, adică poți să activezi clădirile alea să faci bunuri mai scumpe. Dar iar dacă ai timp poți să faci lucrul ăsta. Dacă construiești clădirea aia pe la jumatea jocului, atunci da, probabil că ai mai mult timp să te folosești de ea. Dacă o construiești spre finalul jocului, poate o să o folosești doar în ultima rundă, cea în care toate lanțurile se activează. Deci trebuie să te gândești puțin. Mi-ar fi plăcut totuși să fie o diferențiere mai mare, gen 2 puncte sau 3 puncte clădirile alea ieftine, iar alea mai scumpe, gen de la 15 în sus, să fie 5 puncte sau 6 puncte de victorie. Da, să simți că într-adevăr ok, am dat 17 bani, dar mi-am făcut o clădire care mi-aduce destul de multe puncte de victorie. Noi le mulțumim băieților de la Ludicus pentru copia trimisă către review. Dacă v-a plăcut jocul, puteți să-l găsiți la ei pe site sau la restul magazinelor de specialitate din țară. O să găsiți niște link-uri în descriere. Nu uitați să lăsați un like, un share sau să vă alăturați națiunii acum cu un subscribe dacă vreți să vedeți mai multe review-uri de la noi. Iar până data viitoare, ca întotdeauna, națiunea se joacă. Salutare, oameni buni!